de copii dumneavoastră și copiii prietenilor noștri au avut expoziția aici la Sestri Art Gallery, urmează o expoziție ghinion, tot despre copii. Mihaela Zenica ne prezintă o interesantă expoziție de portrete ale copiilor, copiilor prietenelor ei și copiii, mă rog, copiii unora, așa că nu știu exact. Și ca să nu rup din vorba, suntem foarte bucuroși că ați venit în mijlocul nostru, de fiecare dată să faceți la fel, să veniți de câte ori vă anunțăm, pentru că spațiul sper că este destul de primitor, chiar dacă nu prea încăpător. Da, unii stau în picioare, asta e bine. Și cred că cel mai nimerit ar fi să rugăm pe poetul Emil Nicolae să ne țină de vorbă, dar nu prea mult ca să avem timp să bem, da? Mulțumesc. Niciodată nu vorbesc eu prea. Mai ales acum, da. N-am să vorbesc prea mult. Mă gândeam chiar că în afară de surpriza cromatică pe care o avem aici, astăzi când toată lumea vrea să se ascundă în clar obscur, în afară de asta zic, e o expoziție care nici nu ar avea nevoie de cuvinte. Cuvintele în artă, critica de artă, le-a inventat pictura abstractă, care a avut tot timpul nevoie de explicații. Asta este o expoziție care cuvântul mi se pare inutil. Din punct de vedere, deja limbajul e foarte clar, explicit, deci aș putea fi foarte scurt să mă opresc aici. Dar revin, plâng copiii. Da. Mai vor. Spuneam de surpriza cromatică pe care am avut-o în primul rând. Fac mea culpa, n-am fost la expoziție de acum câteva săptămâni de la galerie. Am trecut într-o seară târziu, că acolo era plin de lume și eu vreau să văd tablouri în urmă. Asta e. Așa că mă bucur că acum reușesc să văd în clar expoziția asta. Am mai stat de vorbă cu doamna Mihaela Zenica cu nu știu câți ani la o expoziție colectivă pe bulevard, la galerie. Și atunci era așa o promisiune, pentru că nu erau multe lucrări. În același timp am avut o, mi-aduc aminte, o scurtă conversație despre perioada mai lungă în care n-ar fi putut să lucrez din diverse motive. Motivele acum le vedem aici, copiii din pictura asta, care e un fel de mărturisire, cred eu, din cauza că știm niște lucruri de asta. Citeam chiar astăzi după amiază despre o carte, un scriitor francez, Pascal Quignard, Viața secretă. Viața e secretă, dar uite că se întâmplă la un moment dat să devină publică. Și o asemenea expoziție făcută pentru mărturisire, pentru înțelesul tuturor, e o viață pesimeze, expusă, dar din punct de vedere plastic, asta surprinde și altfel, sau sucit, asta m-a surprins pe mine, vitalitatea culorii, evident, și desenul, construcția, tot ce se vede aici. Dacă e să clasificăm, sigur că e o combinație de pop art, neorealism, dar nici nu știu dacă mai contează lucrurile. Mai contează, toată lumea își face un capitol separat în Marlin. Dar mi-au atras atenția portretele făcute de Mihaela Zenica. Eu îi doresc să continue cu subiecte diverse și să atingă nivelul la care tinde. O felicit și doresc mai. Mulțumesc. De fapt, mulțumirile trebuie să vină de la autoare. Nu e ultimul cuvânt aici, poate vorbi
Cred că e și un curent acolo. Potop, portret, e ce mai mult portret? Și statul meu portret, mă rog. Ceva nu e oare? Bună seara și mulțumesc pentru aprecieri. De ce atât de multe portrete și de ce portrete de copii? Cred că, așa am mai spus, am mai subliniat lucrul acesta, copilăria este una dintre cea mai importantă etapă a vieții unui om și ar trebui părinții sau viitorii să nu uite acest lucru. Eu, fiind în postura aceasta de cadru didactic, am observat foarte multe lucruri, adică copiii contează foarte mult. În ce mediu sunt crescuți, de către cine, orice eveniment care trece pe lângă ei, lasă amprentă pe fețele lor, în sufletele lor, prin curând. Ceea ce am vrut să redau, în primul rând, în portrete, este acel suflet de copil, acea trăire care, și candoare care nu mai regăsim la altă vârstă și care, bineînțeles, pe toți, cred că ne face puțin să ne reamintim de propria noastră copilărie, orice chip de aici, poate ne aduce aminte de un anumit eveniment, de o anumită trăire a noastră, în unele lucrări, în compoziții, deci nu în portretele dedicate. Chiar sunt anumite evenimente sau trăiri ale mele, personale, din copilărie, anumite reminescențe din copilărie, cum ar fi cea cu cireșele, amintire, chiar se numește. Coincidență și creangă. Da? Apropo de creangă, chiar creația lui creangă îmi este foarte dragă, pentru că este chiar din zona Târgului Neamț, din zona noastră. Și chiar bunica mea, care nu mai este printre noi, avea același limbaj al lui creangă, care mie mi-a rămas și stilul acela de a povesti, oarecum asemănător cu al lui creangă. Deci, trăiți în această expoziție, încă o dată, copilăria. Adică așa sper eu, să retrăiți o parte din copilăria dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare. Mulțumim mămicilor care au dat copii. Da, cred că nu regret, cred că cu plăcere. Și slavă Domnului ce ai văzut, că el mi-a schimbat. Toate mămicii își recunosc copiii. Da. Eu sunt sigură că da.